Te-ați înscris până la ce ora aveți program? 7. 7, ultimul? Și după asta lumea ce face? Nu știu. Dar cu cine? Administrația sau cine l-a aprobat? Cred că administrația, dacă așa e programul, la 7 sau la 7. Sâmbătă, duminica? Că uiți la 7 până la 7. Deci la 7 dimineața, la 7 seara. Da. Mersi. Pe mine mă interesează dacă gara are o acces la baie, la toaletă, pe parcursul zilei și dacă da, de la ce oră până la ce oră? Acolo este liceu public, dar el este privat. Programul de activitate v-a informat poate și trebuie să fie programul. Ei ne-au informat că e de la 7 la 7. Totuși gara e internațională și sunt rute care ajung mult mai târziu. Ce se întâmplă cu oamenii care ajung după ora 8, după ora 9, la ora 10, 11? Asta e programul stabilit de agentul privat și noi nu putem influența. Dar cum rămâne cu obligativitatea de a pune un serviciu public, nu? Eu înțeleg agentul privat, dar dumneavoastră spuneați că e gară publică și în mod normal trebuie să fie serviciu public, nu? Păi dumneavoastră aveți perfectă dreptate, dar situația este așa cum este. Nu intenționați să rezolvați problema asta pentru că... Intenționăm, noi acum facem reparații în sală, vedeți că acolo merge reparații. În sala de așteptare o să fie liceu public cu alt regim de lucru, dar acum este agentul ăsta privat care prestează servicii și asta e situația. Altă situație noi, vă dați bine seama că să instalez un liceu, este nevoie de apă, este nevoie de canalizare, este nevoie... Noi acum nu ne putem permite, deoarece suntem în reparație. Când o să finisăm... Puteți să ne spuneți când se termină reparația? Noi sperăm că până la undeva 15-20 ianuarie o să fie deja, o să poată să folosească și de liceul ăsta. Am înțeles, deci avem promisiunea că va fi în interior o toaletă publică. Aveți idee cât timp va fi deschisă gara? Seara? Da. Seara, până la ce oră va fi accesibilă? Până la orele 12. Deci până la 12 noaptea și dimineața de la cât? Poftim dimineața de la 6.